aceeași frecvență cu tine. Da, piesa aia e nemuritoare, Cătălin. I Know What You Want, de la Basta și Mariah. Bine ai venit! Nu zicea prietenul nostru Mircea Vâlcu, colegul nostru care ne filmează acum pe Facebook? Așa că... E prieten cu Basta Rhymes? Da, că i-a luat vreo două interviuri, parcă așa ne spunea. Așa că da, ai luat două interviuri, i-ai luat... Și lui Jarul înainte să intre în... la răcoare. Și Andy Fletcher de la Depeche Mode. Da. Ai numai prieten selecți, Mircea. Da, ne filmează și frumos, ne filmează da, bine. Da, că, da, și fotografii extraordinare, de să-l urmăriți pe Facebook. Da, aia că ți-am făcut publicitate. Eu am venit și eu odată, sunt mai vesel așa, că am venit și eu cu un fel de veste bună. Mi-e și frică să mă gândesc, dacă spui tu că e un fel de veste bună. Un fel de veste bună. S-a ieftinit ceva? Nu, dar ar putea. Ar putea, ar fi, hai să-i dăm drumul atunci. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Un grup de deputați de la PNL și UDMR, 16 la număr, au inițiat un proiect de lege care să ducă la reducerea tarifelor de la RCA. A, da, domnul. Știți că aceste tarife au explodat și au devenit, au ajuns, au niște prețuri enorme, ce să mai una alta, au niște prețuri pe care nu și le permite mai nimeni în țara asta, după falimentul celei mai mari companii de profil, este vorba de City Insurance. Supravegheată foarte bine. Da. De, supravegheată foarte bine de ASF, da, să spunem lucrul acesta. Și oamenii ăștia au făcut un proiect de lege prin care propun plafonarea acestor prețuri, adică să fie niște limite între care se pot mări sau micșora, după caz, aceste prețuri. Asta ar însemna să existe niște tarife de referință, așa se cheamă aceste tarife, adică să le stabilească autoritatea de supraveghere financiară și să zică, mă, mare RCA-ul pentru o mașină obișnuită poate să fie, știu eu, între limitele astea de preț, de la 600 la 1200, astfel încât piața să se regleze în niște cote. Ei spun așa că în acest moment, pentru genul ăsta de asigurări, cât au ajuns și la 1600 pe an, dar sunt prețuri de astea de chiar 1000. Mai mult. Sunt mai mult de 1600? Chiar mai da, mult, dacă ai capacitate celinită. Da. Dacă ai capacitate, da, eu bine, mă refeream și la astea... redusă da, și așa mai mult. Mă refeream la astea de cei la noi, sub 2000 de centimetri cubi, cum are mai toată lumea, știi? Bănuiesc că sunt și mai mari. Dar oamenii ăștia zic, domnule, nu există nicio justificare în acest moment să ai o astfel de explozie de prețuri, spun oamenii ăștia. Adică, bun, am înțeles, a dispărut o companie, dar nu ai motive reale pentru care să duci prețul la nivelul ăsta. Mai mult, citez aici din ce spun oamenii ăștia preluați de Hot News, mai mult, potrivit calculelor făcute de către specialiști, profitul asigurătorilor în prezent este de peste 50%, da? Adică... Să mai taie din el, da? Un profit 30%. Destul, un profit destul de mare, asta spun așa. Doar că, sigur că lucrurile nu sunt atât de simple, adică noi nu... Asta e speranța. Oamenii ăștia vin cu un proiect de lege, el va merge destul de greu. Mai este ceva. România nu e prima dată în situația asta. În 2016, România a mai făcut o dată. Guvernul Cioloș a făcut o plafonare din asta, că și atunci o luaseră razna tarifele la RCA. Și guvernul Cioloș a venit cu o chestiune și a zis, băi, până aici, stați în intervalul ăsta aici, vă puteți juca voi. Numai că chestiunea aceea a fost contestată la Uniunea Europeană și suntem acum într-o procedură de infringement, mai ales că la data respectivă companiile de asigurare, 7 la număr, au dat în judecată guvernul și, mă rog, mai și acesta e obligat după 2017 să le plătească niște despăgubiri care valorează cam 56 de milioane de lei. Iau, și dacă se întâmplă la fel și acum? Să zicem, că am învățat ceva din episodul respectiv, că legea poate fi făcută mai bine. Eu nu cred că nu se pot stabili prețuri de referință, nu? Da. Adică o industrie poate să fie și reglementată, dar poate că s-ar mai întâmpla ceva. E și un semnal către piață, adică către aceste mari companii, să li se spună, mă, sunt de acum câte luni? Înspre 6 luni, nu? Uh-huh. De când tot profitați de situația asta, este o stare de nemulțumire, dar și nu mai de nemulțumire, de incapacitate de plata noastră. Adică tuturor ne este greu să scoatem 1000 de lei din casă pentru chestiunea asta.
Și atunci poate ăsta să fie un semnal că trebuie să mergeți mai jos, să vă reveniți un pic în perioada următoare. Nu e nimic rezolvat, e doar o propunere, e doar o intenție, e un pas însă în acest joc și sper eu că poate de la 1 ianuarie vor merge și mai jos prețurile astea. Este bine că cineva se gândește totuși la treaba asta și se discută în spațiul public despre această problemă, nu este ignorată, măcar primul pas a fost făcut. Vedem cu ce finalitate. Urmărim! Cătăline, îți mulțumim foarte mult. Da, e o veste așa, semi-bună. Dar pentru tine e foarte bună. Da, în cazul, sigur. Rămâneți cu noi. Cătăline revine mâine la România în direct de la 13:15.